M-am legat foarte mult de căței din tabără, pentru că de vreo câteva zile de când vin, mereu le dau de mâncare și aparent că acum ei vin și stau cu mine. Dar desigur m-am legat și de artiști, adică a fost un prilej pentru mine să mă întâlnesc cu artiști mai în vârstă, de la care am putut să învăț. 12 artiști plastici s-au întâlnit la Curtișoara, în județul Gorj, pentru tabăra de pictură și grafică organizată de Centrul de Promovare, Documentare și Cercetare Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Gazda evenimentului, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj, i-a inspirat pe artiști care au încercat să combine tehnici moderne de creație cu atmosfera pitorească în care s-au aflat pentru câteva zile. Gazda noastră ne-a pus la dispoziție edificii arhitectonice ale poporului român, gospodării din toate zonele Olteniei, pe care noi le-am studiat, le-am diseminat atât vizual, cromatic, cât și simbolic, și un aport spiritual la setea cu care noi am venit aici au fost cele două biserici, ctitorii ale familiei Cornoiu și Gheorghe Tătorăscu, din patrimoniul lor, care au fost, cel puțin pentru mine și soția mea, locul din care ne-am liniștit setea. Și totodată ne-am și îmbogățit imaginile, simbolurile și ținuta spirituală cu care noi am realizat lucrările ce vor fi expuse pe data de 31 în cadrul expoziției ce va încheia această tabără de creație. Cum se împacă, așa, în general, tehnicile cumva contemporane, moderne, cu acest peisaj pitoresc despre care vorbeați mai devreme? Cred că asta este și misiunea artistului. Artistul vine școlit într-o astfel de tabără. El este, în primul rând, raportat la valorile poporului nostru. Nu putea fi o tabără și eu nu cred că este un artist care nu are un filon în identitatea lui artistică și în cultura lui și în bagajul lui legată de popor, de tradiții, de mitologie, putem spune, și spiritualitate. Și iată, așa cum vine el și participă în decurs de o săptămână, 10 zile, în funcție de perioadele de tabără, iată că la acest bagaj, la acest cufăr de patrimoniu pe care îl găsești într-un astfel de eveniment, vine cu școala lui și se redimensionează cu la valorile pe care le primește și cele pe care le are și are posibilitatea să ducă mai departe, să canalizeze prin lucrările lui mesaje estetice către arta viitorului. De ce nu? Și că tot vorbeam despre artiști, care au fost criteriile de selecție a artiștilor care participă acum la această tabără și cât de important sunt aceste tabere pentru artiști în general, pentru artiștii din România și nu neapărat, că de obicei tabăra era internațională. Da, este adevărat. Noi suntem aripa filia acestui simpozion, aripa locală, să zicem, pentru că Centrul de Cultură și Artă Constantin Brâncuș și-a desfășurat la Peștișani, după cum știți, un amplu camp de sculptură în piatră, în marmură, și iată, noi, artiștii locali, am venit și noi cu aportul nostru la acest amplu eveniment cu partea de pictură coordonată de domnul Vasile Fuiorea și cea de grafică coordonată de mine. Eu am avut o misiune mai ușoară, am ales și așa au fost organizate încă din capul locului lucrurile. Am ales 4 graficieni
cu care am căzut de acord că vom rămâne totuși ancorați în realitățile și în valorile pe care ne le pune la dispoziție Muzeul de la Curtișoara, fără să ne codificăm prea mult mesajul și conținutul lucrărilor de artă. Am păstrat simboluri, aici o tabără de pictură și de artă vizuală. Te copleșește în primele 2-3 zile, nu poți lucra, efectiv ești într-o diseminare continuă, cauți să trăiești și să cauți să retrăiești mai degrabă ce au simțit cei care au avut casele astea. Noi acum, raportându-ne la valoarele artei contemporane, când toată lumea primește informații despre smart house, case tehnologizate, încălzite, știți că în anul 2023 tehnologiile sunt mult mai avansate și iată că, intrând într-o casă de aceasta tradițională, făcută din materiale pe care gospodarul le-a găsit în împrejurimile gospodăriei lui, și aici vorbim de pământ, lutul cu care, huma cu care a zidit tinda, lemnul cu care el a clădit atât interioarele, acoperișul, tavanele și toate elementele ce compun acest patrimoniu arhitectural. Toate acestea creează o atmosferă care nu poate fi făcută într-o dizertație de un an, doi, ci aceasta este rodul pe care poporul român a clădit-o de, putem spune, mii de ani. Se ia o placă de lemn, preferabil nu de brad cum e asta, se face un desen în oglindă pe ea, se sapă, aici am folosit și tehnică modernă, în sensul că am luat o freză electrică cu care am debitat zonele mari și dăltiță pentru ce este mai finuț. După care se sigilează cu ulei de in, cu mediu, se aplică cerneala, după care vii cu o coală de hârtie, preferabil o coală de calitate, pe care se transferă cerneala. Și rezultă ce vedeți aici. În curtea Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj găsim în această perioadă pânze pictate cu acrilice, lucrări în cărbune, piese de xilo și linogravură, în cadrul unei noi ediții a taberei de pictură și grafică. Mă bucur că ne întoarcem la Curtișoara. Încă din 2004 am organizat împreună cu Centrul Brâncuș un prim simpozion la Curtișoara și iată că după foarte, foarte mulți ani ne întoarcem în acest loc de referință al culturii românești, pentru că este un loc încărcat de arhitectură populară românească și de tot felul de vestigii vechi pe care poporul român le-a creat. În acest an, Simpozionul Național de Pictură și Grafică reunește 11 artiști. Eu reprezint ca și curator secțiunea pictură și am invitat următorii artiști. Domnul Gheorghe Plăveț, Iliana Gheorghiu, Georgiana Brandt, Daniel Semenescu, Vasile Fuiorea, și am încercat așa să facem o ediție de, reprezentată de artiști din filiala Târgu Jiu Aoape din România. Există o temă anume anul acesta sau este la alegere? În general, noi am încercat să nu impunem teme la simpozioanele internaționale sau naționale și am lăsat artiștii să vină cu propria gândire și propria gestație artistică, să zic așa, și consider eu că libertatea este mult mai mare decât impunerea unei teme, deși aici se găsesc foarte multe repere, cum am spus, repere culturale, dar fiecare se inspiră din zonă sau din interioritatea cu care este obișnuit. O să vă rog să-mi spuneți câteva cuvinte despre operele dumneavoastră pe care le-ați făcut aici, la Curtișoara, și care sunt chiar lângă noi. Da. Prin
contractul pe care vom avea cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș, care este organizatorul principal, avem obligația de a lăsa municipalității și Centrului Brâncuș două lucrări la sfârșitul simpozionului. Acesta desfășurându-se în perioada 22 august-31 august. Despre lucrările mele de pictură nu pot să spun decât că m-am lăsat așa cumva încărcat de spiritul locului, fără să încerc să mimez ceva obiectual și am mers pe linia mea abstractă, făcând o pictură non-figurativă care cumva a încercat să redea starea pe care am avut-o eu și mai puțin, eu știu, să reprezinte repere ale arhitecturii de aici, de la Curtișoara. Și că tot vorbeam de stare, o să vă rog să-mi spuneți câteva puncte despre atmosfera de aici, pentru că locul este absolut fabulos, unde se desfășoară tabăra, puțin cam, eu știu, cald, dar foarte, foarte frumos. Atmosfera a fost caniculară, într-adevăr, am avut parte de temperaturi extreme, așa cum a fost în toată Oltenia, însă am compensat cu, să zic așa, cu pasiunea noastră, cu modul nostru de a privi lumea și cu responsabilitatea de a lucra niște, de a lăsa municipalității orașului Târgu Jiu lucrări de calitate, pentru că aceste lucrări vor intra în colecția permanentă de artă contemporană a Centrului Brâncuș și, așa cum s-au găsit resurse și în anii trecuți, se intenționează să itinereze niște expoziții de artă contemporană în care aceste lucrări, cele mai reușite dintre aceste lucrări, să meargă în sediile ICR, de exemplu, din Europa și nu numai. Deci, artiștii sunt foarte responsabili și știu că au o datorie vis-a-vis de cultura contemporană în care se găsesc și ei, sigur că da. Trebuie să vă mărturisesc că până la urmă, ceea ce fac artiștii, fie că sunt ei români sau din spațiu internațional, este creează patrimoniul actual al artei. Da? Deci până la urmă, tot ce se va regăsi, nu știu, în anii următori în muzee, vor fi de fapt creațiile care se fac acum. De asta e foarte important că municipalitatea, care oricum ne încurajează și care oricum gestionează și Centrul Brâncuș, să continue demararea acestor proiecte, pentru că se creează acum patrimoniul cultural al țării, efectiv. Eu, în momentul de față, m-am îndrăgostit de acest stejar. Am un stejar aici în fața mea care, în toate zilele când a venit, am stat așa la umbra lui și am zis că vreau să mă leg de ceva ce e de aici. Adică eu aici, acum am venit pentru prima dată la Curtișoara, spre rușina mea, chit că sunt din Târgu Jiu, n-am fost niciodată până acum și cred că mi-am găsit, nu știu, locul meu de liniște și am zis că nu o să mai las cumva vreun moment în care simt nevoia de a sta liniștită să nu vin aici. Și am stat așa și m-am gândit puțin cum ar trebui să-l reprezint mai frumos și mai bine. Și am zis că vreau să-l fac în cărbune. Că și cărbunele, na, provine tot din natură și am zis că cel mai bine așa mă corelez cel mai bine cu el. Și momentan nu este gata lucrarea. O să mai vină pe lucrare trei hârtii, iar pe una dintre hârtii o să vină imprimate frunze ale stejarului. Și practic, ea o să fie cumva ca o carte, pentru că fiecare hârtie va fi cusută de pânză, iar în privitorul va avea voie pentru prima dată să atingă lucrarea, adică să o desfacă, să vadă și stejarul și compoziția în sine pe care eu vreau să o fac la final.
pe partea de gravură, spre exemplu, am învățat de la colegii mei cum să o execut mai exact, pentru că în facultate eu am lucrat foarte mult pe grafică digitală, pe grafică de șevalet, pe zona de pictură și partea de gravură mi-a fost puțin străină, iar acum cumva m-ai aprofundat direcția asta. Este a treia oară, a treia ediție care se face aici la Curtișoara. Am mai prins una mai înainte, dar nu mai știu anul exact. Este de inspirație și liniștea și tot. Tehnica este cea clasică, numai că eu am schimbat un pic din tempera cu ou, așa se lucrează, așa am învățat noi. Dar pe căldurile astea n-am mai, am renunțat la ou și am lucrat în acrilice, așa a și cumpărat curatorul taberei. Acrilicul îmi place, nu se decolorează, am lucrat cu el și pe fațade undeva la... unde s-a bătut soarele și nu s-a decolorat, deci ține foarte bine, așa că pe o icoană care pentru interior n-are cum să se decoloreze. În primul rând punem foița, deci dăm cu șelac, sunt niște etape, cu mixion. Am un mixion la 15 minute, dar acum a bătut soarele și vântul și s-a uscat mult mai repede, deci trebuia mult mai repede lucrat. Și apoi pictura. Pictura... Sfinții împărați Constantin și Elena, care sunt protectorii orașului nostru Târgu Jiu, am ales să-i pictez, și Maica Domnului cu pruncul, care este o protectoare a tuturor. Ce să spun, ca imagini le-am avut pe cele, adică inspirația mea au fost icoanele de la Polovragi, de la Mănăstirea Polovragi, mi-au plăcut foarte tare. Mai adineauri discutam despre istoria artei, fiecare na, are câte o idee, sunt foarte bune, deci ne întâlnim, plus că și luăm masa împreună, discutăm până seara târziu, foarte important, da. Noi am mai fost la multe tabere unde ne-am întâlnit și cu artiști din alte țări, de tehnică, iar poți să înveți de la ei, vin cu altfel, am fost într-o tabără de ceramică și am rămas extraordinar. Nu știam, a construit polonezul un cuptor atunci, acolo, și am rămas impresionați. Adică noi știam cuptorul clasic, el l-a făcut. Și egipteanul, da, iar am văzut un cuptor construit de el atunci, într-o zi, am rămas, paf, noi, hai să te ajutăm, să punem și noi mâna. L-a făcut jos, așa, altfel, cu totul diferit decât ce știam și învățasem, da. Se învață tehnici noi, orice. Care sunt planurile noastre de viitor și o să vă rog să-mi spuneți cât de căutate sunt aceste icoane ca niște bijuterii din ce am văzut eu până acum. Căutate sunt, să zic așa, cine ne cunoaște, cine mai vede la expoziții, a contact cu noi și așa, dar na, ce să zic, nu prea mult. Iar pentru viitor mai avem niște tabere, mai avem... unde suntem invitați, că de regulă până anul ăsta veneau din alte județe, din alte țări și se face cumva un schimb, adică ne cunoaștem, dacă îi place ceea ce facem, suntem invitați la rândul nostru și tot așa, da, sunt foarte bune, deci chiar foarte, foarte bune, ar trebui să facă mai des. Asta e. Între județe, da, sunt colegii noștri, noi am terminat la Iași, au la Bacău, au la Botoșani, la Suceava, iar și să încercăm să facem un schimb, adică e o propunere. Dar să vedem acum pe viitor.
Spuneați că este cumva un soi de șoc emoțional în momentul în care ajungeți aici și chiar voiam să vorbim despre inspirație. Artistul are nevoie automat de talent, de foarte multă muncă, dar și inspirație. Cât de mult inspiră această zonă și acest loc absolut fermecător și care pare așa desprins din alte vremuri? Știți, inspirația reiese ca un recul din interiorul artistului după ce se lovește de educația lui. Un artist trebuie să fie educat, pentru că altfel nu are de unde să vină reculul și feedback-ul la toată informația aceasta. Sensibilitatea artistică artistului diferă de la artist la artist. Suntem în campul acesta 11 artiști diferiți și fiecare are limbajul lui, fiecare are mesajul lui. Suntem diferiți ca și mentalitate, dar cu toții tindem către aceleași valori. Căutăm într-o perioadă, mai ales acum când putem spune că fenomenul globalizării ne-a atins și pe noi, și constatăm că ne-am cam pierdut din identitate. După cum ați văzut, și majoritatea zonilor țărilor se pistonează pe repunerea valorilor și identității naționale la locul lor, pentru că cu aceste valori noi putem ieși în lumea mare și să arătăm tuturor cine este, ce a fost, cine este și cine va fi românul și România. Pentru mine personal, cele mai înălțătoare momente la Muzeul Arhitecturii Populare au fost cele de amurg seara, când la un moment dat se și întunecă și te lași cuprins așa și de umbre, de eclairaj, de liniștea, de sunetul grelilor, după o zi în care deja e retina obosită, de-abia atunci începi să vezi lucrurile în adevăratul sens al cuvântului și ca trăire până la urmă. Eu am punctat două teme legate de credință, așa cum spuneam, sunt legat în filonul acesta și cu soția mea, Iliana Gheorghiu, specialistă în artă bizantină. Ea și-a și propus să aducă valoric în actualitate iconografia românească, și iar eu prin xilogravură am căutat să realizez două lucrări în tehnică tradițională și totodată experimentală, pentru că așa cum spunea și colegul meu Bogdan Iepure, el a păstrat tehnica tradițională a xilogravurii, lucrată strict tehnic ca la carte și clasic, iar eu, cu puțin curaj și elan, am căutat să o duc în zona experimentului, realizând un mixaj de xilogravură clasică, având în spate background-uri ce țin de apropierile tehnicei frotajului, dar totodată păstrate în zona xilogravurii, pe diverse texturi ale lemnului, cum ar fi palul, OSB-ul, pentru că sunt materiale moderne care conferă artistului posibilitatea de a plasticiza imaginea cu texturi noi. Lucrările artiștilor au fost prezentate publicului într-o expoziție la galeriile de artă Constantin Brâncuș din Târgu Jiu.